Salutare, prieteni, și bine ați venit! Vi s-a întâmplat vreodată să primiți un pachet prin curier, mai ales vara? Și dacă da, să aveți următoarea discuție. Alo, da, abia am ajuns. Nu știu, coborți în 5 minute? Stați puțin, eu, nu știu, stup și din casă, în 10-15 minute ajung imediat. Stați puțin, cum adică 10-15? Da, eu sunt aici acum, dacă, nu știu, mai ajung pe la dumneavoastră prin zonă în vreo 4-5 ore... Sau nu știu, dacă e preluați dumneavoastră pachetul de la sediu, nu știu, sau vi-l aduc mâine, nu știu cum să facem. Tot timpul este aceeași discuție. Dar de ce? Pentru că acești curieri, acești domni productivi ai societății sunt niște oameni stresați, chiar dacă noi nu ne dăm seama de acest lucru. Sunt stresați pentru că ei conduc în cel mai rău trafic, sunt stresați pentru că ei conduc niște dube albe diesel care nu sunt foarte ușor de condus pe toate străduțele orașului. Sunt stresați pentru că aceste dube albe diesel emană noxele de rigoare, de asemenea poluează și fonic, deci e foarte mult stres asupra lor. Bun. Dar cum putem să rezolvăm acest lucru? Cum putem să-i facem un pic mai destresați? În primul și în primul rând, eu zic că ar trebui să le oferim o experiență de condus mult mai relaxantă. Și pentru că Rolls-Royce-urile în continuare sunt destul de scumpe și nu le putem oferi și da spre a livra pentru a face curierat rapid cu Rolls-Royce-ul, eu cred că răspunsul este altul, și anume o dubă electrică. Bine ați venit, acesta este noul Volkswagen e-Crafter. Volkswagen e-Crafter folosește același sistem de propulsie cu al lui e-Golf, astfel că aici avem un motor electric de 100 de kW legat la o baterie de 35,8 kWh cu un consum mediu titrat de producător de 21,5 kWh la 100 de km. Ce înseamnă toate aceste lucruri în limba română, ca să zicem așa? Autonomia acestei mașini, așa cum am condus-o eu, adică complet neîncărcată, este de 170 de km. Țineți cont că mașina noastră este tracțiune față, nu tracțiune spate. Varianta de Crafter este L3H3, cu siguranță voi cei care aveți Crafter-uri, fie ele diesel, fie electric, deși nu cred că are nimeni electric, știți ce înseamnă L3H3, deci lungime medie și înălțime medie. Chiar și așa, eu cred că 170 de km pentru o mașină neîncărcată este adevărat, adică așa spune și producătorul și da, se pretează la aceste norme. În schimb, dacă vei încărca această mașină, eu cred că atunci raza ei de la 170 va scădea undeva la 120, chiar dacă cei 290 Nm sunt de ajuns pentru a pune în mișcare și mașina și orice ai avea în spate, dar eu cred că raza va scădea cam la 120 de km. Și părerea mea este că ar fi de ajuns pentru un curier în oraș. Nu știu, poate ești curier la vreun retailer și livrezi frigidere. Ai 7 frigidere de livrat în ziua aia. Cred că 120 de km sunt de ajuns. Chiar dacă este o mașină electrică, e-crafterul nostru nu a pierdut nimic din spațiul de stocare, pentru că toate bateriile sunt în podea. Astfel că acest e-Crafter L3H3 are în continuare un volum de stocare de 10,7 metri cubi. De asemenea, aveți grijă ce variantă vă cumpărați. Noi avem varianta de 3,5 tone, care are o sarcină utilă de 1 tonă. Există varianta de 4,25 tone, care are o sarcină utilă de 1,7 tone. Oricum, pe oricare ați lua-o, poate fi foarte ușor, să zicem, făcută să fie adecvată nevoilor voastre, pentru că există multe locuri pe aici, prin pereții laterali, unde poți prinde rafturi, există această podea cu șinele acestea de fixare, există locuri în care poți lega chingi în podea, deci orice ai avea nevoie, poți să faci mașina aceasta să fie pe placul tău și, din nou, adecvată nevoilor tale. Dar acum, hai să vedem cum stă treaba cu încărcarea. Cât despre încărcare, Crafterul oferă două tipuri de încărcare. După cum vedeți aici, în locul unei duze pentru rezervor,
avem cele două prize de încărcare pentru această mașină. Ca să o încărcăm, să zicem, slow charge, la curent alternativ, mașina aceasta se încarcă de la 0% în un pic peste 5 ore, cam 5 ore și jumătate. Dacă o încărcăm la fast charge, așa numitul CCS, cel care folosește ambele duze, bine, acolo mașina se încarcă în 45 de minute până la 80% și apoi de la 80% până la 100% pentru a mai salva un pic sănătatea acestei baterii, se încarcă în încă jumătate de oră. Deci, ca să recapitulăm, slow charge 5 ore și jumătate, fast charge CCS 80% în 45 de minute, restul de 20 în încă 30 de minute. Cam așa stă treaba cu încărcarea. Deci eu cred că dacă ai această mașină, tu ca posesor de afacere, îți poți pune acasă o cutie din aceea și poți lăsa mașina la încărcat fără să ai fast charge, o lași peste noapte și în 5 ore jumătate s-a încărcat și uite așa ai mașina pregătită pentru a doua zi. Pentru că este vară și este cald, e normal să ai nevoie de aer condiționat. Mai ales acum când noi filmăm și avem nevoie să nu intre prea mult zgomot de afară, folosim aerul condiționat. Când faci acest lucru, autonomia scade cu între 15 și 20 de kilometri în funcție de cât de rece vrei tu să fie în mașină. Deci dacă vrei să folosești aer condiționat, trebuie să ții cont de acest lucru. De asemenea, eu am condus, spre exemplu, Nissan Leaf iarna, la mașina aceea, când porneam căldura, 25-30 de kilometri instant dispăreau din autonomie. Deci lucrurile acestea cu care nu trebuie să ne confruntăm de obicei când conducem mașini cu combustie internă, aici reprezintă factori foarte importanți. Bun, ok, să zicem că nu mergi cu aerul condiționat. Ok, ai autonomie de 174 de km încărcat full. Care este, care este feelingul când conduci această mașină? Păi, trebuie să ținem cont că mașina aceasta are o viteză maximă de 90 de km la oră. Deci, clar, Volkswagen a gândit-o pentru oraș, pentru a livra lucruri în oraș. Fiind o mașină electrică, accelerează ca atare, prin urmare nu e nici o problemă, vei putea fi tot timpul primul care pleacă de la semafor, dar nu doar lucrul acesta contează. Se mai întâmplă un lucru foarte interesant, și anume că bateriile fiind puse în podeaua mașinii, practic centrul de greutate este unul mai eficient, nu este atât de ridicat, chiar dacă mașina este înaltă. Din nou, eu acum vorbesc de mașina neîncărcată. Centrul de greutate este mai jos, astfel că e destul de manevrabilă această mașină. Mi-ar fi plăcut mult să existe și o variantă cu tracțiune spate, noi avem cu tracțiune față. Cred că dacă era aceea cu tracțiune spate, SC off și drift. Bine, nu aș fi spus asta pe video dacă aș fi făcut asta, dar ar fi fost cu siguranță o mașină distractivă. Dar nu acesta este scopul. Este, din nou, o mașină manevrabilă, unghiul de baracaj este ca la orice mașină din această clasă, ca orice furgon, este un unghi de baracaj foarte bun, astfel că atunci când vrei să întorci mașina, când vrei să o manevrezi la viteze joase, în spații, să zicem, mai puțin permisive, poți face acest lucru fără mare bătaie de cap. Mașina noastră are și cameră pentru marș arier. Lucru pe care îl observi când te urci și conduci e-crafter este că este o experiență foarte liniștită, foarte relaxantă, aș putea spune. Chiar dacă tu conduci o mașină cu o masă totală admisă de 3,5 tone, este o mașină extrem de reconfortantă. Și de aceea spuneam la începutul clipului că poate curierii ar trebui să conducă astfel de mașini ca să nu mai fie așa stresați cum sunt ei tot timpul, stresați cu timpul, stresați că trebuie să ajungă din A în B. Deci este o experiență relaxantă. Acum, în instrumentar, în stânga, în loc de turometru,
am un ceas care îmi arată, practic, dacă încarc bateria sau dacă folosesc bateria, în funcție de dacă accelerez sau nu. Dacă iau piciorul, mașina evident are o cutie automată. Dacă iau piciorul de pe frână, mașina nu pleacă, deci nu are acel crawl, ca să zic așa, cum au mașinile cu cutie automată, nu începe să meargă încet înainte. Nu, trebuie să accelerezi tu ca ea să meargă înainte și pe măsură ce accelerezi, vezi că acul se mută în dreapta, adică tu acum consumi electricitate și nu în stânga spre charge, unde practic ea încarcă bateria folosind energia de frânare. Energia de frânare care este foarte eficientă în a încărca bateria. Mașina aceasta fiind grea, practic are un momentum foarte mare, ca să zic așa. Energia cinetică este destul de mare, astfel că atunci când tu pui frână sau doar când iei piciorul de pe accelerație, ca acum, imediat acul se duce la full charge, adică îți arată că încarcă foarte mult chiar doar pentru faptul că tu ai luat piciorul de pe accelerație. Prin urmare, autonomia acestei mașini, dacă mașina este condusă, cum să zic eu, ca o mașină electrică și ești conștient de lucrul acesta, adică dacă faci un pic un instructaj oamenilor pe care tu îi ai, livratorilor tăi, curierilor tăi, cum să conducă această mașină, pot maximiza foarte mult din autonomia acestei mașini. Mi se pare că ăsta este un lucru foarte important, și anume că trebuie să învățăm să conducem un pic economic, chiar dacă este vorba de o mașină electrică. Principiile de la mașinile cu combustie internă se aplică și aici în mare parte. Deci, dacă vezi portocaliu în față, nu accelera până acolo. Fii conștient că dacă tu pui frână, practic încarci bateria și începi să frânezi ușor, ușor, ușor și vei vedea că încarci foarte mult din baterie. Astfel că nu ești nevoit să stai toată ziua cu problema autonomiei. Pentru că este o mașină tehnologizată, Crafterul are sisteme de siguranță specifice mașinilor personale, mașinilor de pasageri, ca să zic așa. Deci avem un collision assist, dacă mașina se apropie de ceva și noi nu punem frână, începe să țipe. Avem camere pentru marș arier, avem senzori și senzorii și camera pentru marș arier parcă au fost inventați din punctul meu de vedere pentru astfel de mașini, pentru că te ajută foarte mult la manevrare, la parcări. Oglinzile sunt destul de mari încât tu să poți parca mașina aceasta cu roata chiar lângă bordură. Deci, deși pare o mașină care te poate speria așa la început, este mult mai manevrabilă și mai, nu neapărat ușor de parcat, dar ușor de manevrat la viteze joase decât te-ai aștepta. Pentru că sistemul de propulsie este unul electric, acum mult mai compact și mai ușor și mai eficient, practic pe primii 50 de metri vei fi de neîntrecut cu această mașină. Apropo de motorul electric, trebuie să știți că acesta nu necesită schimbare de filtru de ulei, schimbare de întinzător când se mai lasă, bujii noi, mai știu eu ce alte consumabile pe lângă carburant. Deci nu e nevoie să mai dai acești bani. Prin urmare, tu ca posesor de firmă, cu siguranță, dacă vei face un calcul, vei observa că îți amortizezi destul de repede investiția. Cât de mare este investiția, asta vom afla acum, trăgând pe dreapta și discutând despre prețul mașinii. Cât timp e-crafterul nostru stă puțin la încărcat, să vă spun prețul. 74.000 de euro cu TVA inclus. Din banii aceștia scădem 10.000 de euro bonusul pe care îl oferă statul, plus mai punem și faptul că vei putea cu siguranță să mai negociezi la preț când vorbești cu dealership-ul tău preferat, Volkswagen. Toate bune și frumoase, dar de ce ai vrea tu ca posesor de firmă, de afacere, de coletărie sau de livrator, orice ai fi tu pe acolo, de ce ai vrea o astfel de mașină? Bine, pentru că astfel ne ajuți pe noi toți să păstrăm pe asfalt mașinile care ne plac cu adevărat. Pentru că în acest mod nu ridicăm și mai mult nivelul de noxe, care într-un oraș ca Bucureștiul și așa este destul de ridicat și aerul aproape că devine irespirabil în anumite momente ale zilei, mai ales vara. Deci mașinile acestea sunt mult mai importante, poate chiar mai importante decât mașinile electrice personale. Prieteni,
Dacă v-a plăcut review-ul nostru, dați-ne un like. Dacă nu, e un buton și pentru asta. Și dacă nu sunteți abonați pe canalul nostru de YouTube, e cazul să o faceți, pentru că vom mai conduce cu siguranță și mașini electrice și mașini care ne oferă plăcerea condusului. Rămâneți pe Blog Auto. La revedere!